Are supărare pe reprezentanții municipalității în momentul în care a fost recepționat Parcul Poporului. Ziariștii au filmat gardul din care cădeau cărămizi. Iată că după atâta timp gardul nu a mai fost refăcut. Un exemplu este și aici. Și au bătut joc de banii publici. Vorbim de reprezentanții municipalității care au ales firma ce a executat lucrările la Parcul Poporului. În vederea refacerii parcului s-au alocat din banii plătitorilor de taxe peste 1 milion de lei. La sfârșitul lunii mai, când a avut loc recepția parcului, cărămizile de pe gard se sfărâmau. Ca după mai bine de o lună, o parte din cărămizi să lipsească. Am încercat să obținem o părere de la purtătorul de cuvânt al primăriei Timișoara, același Flavius Boncea, plătit din bani publici, care nu a avut timp nici în cursul zilei de ieri să ne dea un răspuns pentru o altă știre. Astăzi, aceeași problemă. Ne-a îndrumat să căutăm în arhivă, dacă nu a fost la inaugurarea parcului. Însă, noi vroiam să informăm cetățenii cât au costat lucrările și dacă constructorul va reabilita gardul din bani proprii. Nu pentru noi, domnule Boncea, ci pentru timișorenii care își plătesc impozitele. Ca și cum nu ar fi terminat, așa arată. Dar a fost recepționată lucrarea. Păi, suntem în România doar, nu? Țara tuturor posibilităților. Și lucrări care nu sunt făcute sunt recepționate. Asta cât de cât este făcută. Dar cum vă simțiți când din banii dumneavoastră lucrările... Din banii publici. Păi, hoție... Ca în România, înțelegeți. Deci, asta este. Țara noastră, plai de vis. Sincer, nu? Cam neglijent lucrarea făcută. Este lipsă, mult praf, cam atâta, la prima vedere. Nu mi se pare că din banii publici se fac astfel de lucrări? N-aveți alte așteptări? Din ce am observat până acum, banii publici sunt cam prost folosiți. Atât în ceea ce privește străzile, foarte multe lucrări recent încheiate, nici jumate de an sunt sparte, alte drumuri. Așa e modelul, cărămizile acelea lipsă acolo? Nu, nu, cu siguranță nu. Probabil că încă n-au terminat de renovat. Nu-i terminată lucrarea? Este oficial terminată lucrarea? Nu se poate. Așa ceva nu se poate. Directorul Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Timișoara, Vasile Ciupa, ne-a anunțat că acest gard va rezista cel puțin 50 de ani de acum înainte. Asta tocmai când devizul a fost mărit cu suma de 100.000 de euro. Justificarea oferită de constructor au fost ploile acide din timpul construcțiilor.